Bună, bine v-am găsit la un episod din Roblox, suntem aici pe Roblox Max. Salut! Și cu Remus. Salut! Și iată-ne, oameni buni, într-un nou joc foarte, foarte interesant, asemănător cu Piggy, cu Bacon, cu băiatul Bacon, cu... E de fapt cu tata de toate. Bacon, stai, tata lui Bacon, deci o grămadă de buni. Ăsta. Da. Și neapărat vreau să strângem la episodul de azi 20.000 de like-uri. Uite, acolo scrie jos că dacă dăm 20.000 de like-uri, vom primi chapterul 3. Corect. Da? Deci da. Uitați-vă jos că scrie și jocul, că dacă primim 20.000 de like-uri o să apară și chapterul 3 și poate îl jucăm cu tata lui Bacon. Eu zic că merită. Neapărat să văd acolo abonații șmecheri care au dat deja pe butonașul de like și trebuie să dăm start game, bănuiesc că să începă, nu? Da, am dat deja. Da. The game will begin soon, deci începe în curând. De data asta nu o să joace nimeni cu ăla care urmărește pe ceilalți. O să fie bot. Și o să fie un piculeț mai complicat, cred, pentru că îți dai seama că dacă este bot... Na. Și care-i treaba. E un piculeț mai complex. Da. Dar, de asemenea, aș vrea să joc și eu odată cu el, dacă vreți. Gata, și să vă arăt skin-urile pe care le-am, știi? Da, da. A, fiți atenți, nu vă aprindeți lanternele. Dacă aprindeți lanternele, Jeff o să vă vadă. Ok, am înțeles. Vedeți, el? Pe el. Stinge lanterna, Remus. Că n-ai nevoie, vezi și fără lanternă. Face Remus o lumină. Da, să sperăm că vedem. Vă puteți ascunde în dulapurile astea, ca să știți. Și trebuie să facem... Trebuie să facem... Generatoare. Să deschidem generatoarele. Exact ca bine! Pe unde... Bine! Zic că fugi, că vine după tine. Știu. Hai jos, văd un generator. Și l-am văzut, am trecut pe lângă unul. Du-te și fă generatorul dacă poți. Știu că e... Dacă vine aici, mă prinde. Fugiți, orice ar fi, fugi! Adică închid ușa. Nu, n-am putut. Fugi doar, fugi. Lasă că vine pe mine. Hai, Gigele, Jeff. Doamne Jeff ferești. Îl cheamă pe tata lui Bacon. Da. Am făcut un generator. Nu vine să cred de Bacon ăsta. Așa. Ce tata are. Păi normal. Păi? Îl moștenește. Corect. Aș putea spune. Da. Corect? Corect. Închide aici ușa. Hai să vedem noi. Hai să-l facem repede. Hai. Bă, se domnul aude. Bacon. Că și pe el îl cheamă Bacon, știi? E Bacon Senior, cum ar veni. Jeff și Bacon. Și celălalt e mama! Bacon Junior. Da. Băi, tu știi că era să-mi dea un cuțit peste nas? Mamă, wow. Ai grijă. Deci a făcut cu cuțitul așa. Ai grijă. Și nu te-a atins. Mi-a toate majulei, ce să mai fac acum? Ah, am înțeles. Toate generatoarele sunt active, fugiți. Stai, ce? Să fugim, că mă bugărește. Ați dat toate generatoarele? Sau ce? Da. Da, da, cred să... că trebuie să fugim. Că le-ați dat pe toate? Nu știu, eu am făcut 3. Eu am făcut un singur generator atât. Și eu așa unu... a scris acolo, dar uite, eu văd unul care nu e făcut, trebuie să-l fac eu acum. Păi am deschis poarta. Păi cum ai deschis poarta, că generatorile nu s-au dat toate? Păi dar nu mai scrie nimic, jos poarta e deschisă frumos. M-au omorât. Nu! M-au omorât! Vine după mine! Hai Remus, vino. Ba taie cu... M-a tăiat, pisică, m-a făcut felii. Am văzut că ai fost în fața mea. N-am mai avut ce să fac. Hai, Remus. Fugiți de gata, el. Gata, bă. Bravo. Wow. Dar nu știu cum s-a deschis poarta, având în vedere că nu știu, n-ați dat decât, cum îi spune, n-ați dat decât două generatoare? Da. Trei. Da, eu am dat unul. Remus 1. Eu n-am reușit să dau niciun generator pentru că pe mine m-a fugărit toată harta, efectiv. Hai să intrați și voi, vă rog, să dați start. Păi eu sunt pe start, dar zice Jeff will begin its hunt in nu știu câte secunde, deci practic trebuie să așteptăm ca să pornească din nou. Da. Bă, nu știu ce s-a întâmplat, chiar nu știu, dar hai să vedem. O să încercăm și harta numărul 2. Ok, numărul 2, să vedem și noi cum e. Apoi vom lăsa și harta numărul 3 și 4 și 5 și câte hărți. Da, e ca la Bacon, adică gen sunt mai multe chaptere cum ar veni și trebuie să, na. Hai să încercăm la asta altceva. Hai să încercăm, am văzut că poți să-ți dai 2. Botor 2. Ok. Mamă frate, dar de ce nu să fie 2? Bine. E tatăl și cu unchiul. Lui Bacon. E toată familia aici, zic că mai. Toată familia Bacon. Bă, dar eu tot vreau să vă arăt unul dintre skin-urile șmechere. Am să vreau să vi-l arăt. Bine. Bun. Deci l-au prins, Anonymous. Uite, vezi? Da, l-au prins. Vor să ia interviu, să vadă. Am înțeles. Și nu vrea să zic.
Nu vrea să zică cine e cu adevărat. Este băiatul Bacon cu mască. Deci aveți grijă să nu vă aprindeți luminile, să vă vadă. Ok. Stați ușurel, deci aici zice că avem nevoie de fuse. Da. Da. Și unde trebuie să punem fuse-ul? Deja data să nu mai avem cu generator. Cred că sus, acolo. Uite aici. Deci fiecare nivel este diferit. Bă, dar să zice Jeff is coming, deci aveți grijă. 8 fuse-uri! Wow. E pe sus, să știți. A, uite aici una, Max. Unde? Am găsit și eu unul. Păi ia-o, așa, bravo. A, vezi că-s doi pisici, ai grijă. Am văzut, capitane. Eu sunt centru hărții, dar nu știu unde e. A, uite, e sus acolo o chestie, Remus, vezi? Da, am pus acolo. Apasă acolo să pui fuse-ul, ai pus? Fugi. Doar fugiți, dacă mai ales dacă vin amândoi. Da. Nu poate să sară. Ia-te, bă, ăla e în costum alb. Bă, e unul, cred că e unul blocat. Nu e blocat, am văzut că veneau amândoi după tine. Da, nu, da, sunt amândoi, pisică, vin amândoi. Nu știu, era o lumină roșie care ai grijă, Max. Tavan. Ce vorbești? Nu, acolo sunt fuse-urile cu lumina portocalie. Oh, ok. Da. Bă, de ce mă fugăresc pe mine toți ca să înțeleg și eu? Adică, explicați-mi, vă rog. Te văd doar pe tine. Hai. Bă, deci mă fugăresc ăștia toată harta. Știu. Sunt nebun rău de tot. Lăsați-mă în pace, duceți-vă după Remus, vă rog frumos. Da, exact. De ce nu? Duceți-vă după Remus. Ia uite. Doamne ferește! Faceți cunoștință cu Remus. Oh my god, vin după mine și n-am unde să mă duc. A, păi vezi, ziceai să vină după mine. Fentează, mă, frate! Nu se poate așa ceva. Tu nu se văd umbra de sus? Ce vorbești, mă? Voi faceți fuse-uri și eu mă fugărește domnul Jeff, cu unchiul Jeff. Aha, wow. Ce zici, pisică, că vine ăștia încoace? Vină sus și sări. A, de fapt, da, e o idee, că ăștia nu știu să sară. Corect. E bine. E bine din punctul ăsta de vedere. Hai să stăm așa ușurări. Bă, stați așa, aici. Stați chill, nu vă grăbiți. Vine. Dacă ne grăbim, o să dăm fail. Ok? Așa e. Mamă! Unul s-a blocat pisică, în ușa. Vezi că vine pe tine, pisică, e în cameră cu tine. Știu. Deci ăla negru e blocat. Eu v-am zis. Bune zici? Da. Ba nu, pisică, când ai zis tu că e blocat, erau amândoi. Da. Eu îl văd aici că e lângă mine și nu se mișcă. Înseamnă că l-ai băguit. A, în spate! Era să mor, că mă uitam după ăla negru. Da, dar vezi, s-a blocat. Am văzut că s-a blocat, problema e că a blocat ușa cu tot cu blocajul lui. Doamne ferește. Și ce facem? Mai ieșim de acolo? A, uite, am găsit un fuse. Și, nu. Oh, nu. Bă, dar e prea rapid. Știu. E mai rapid decât tine. Nu e mai rapidă că mine, dar în unele situații trebuie să deschizi ușile și stă o secundă caracterul și se gândește până deschide ușa. Da. Iar pe ușa eu acum efectiv nu mai pot să intru. Stă la acolo și blochează ușa. Nu, uitați-vă și mă. A, să vezi și tu cum e, Remus. Ce vorbești? Să vezi și tu cum este fugărească jumătate hartă. Dacă el aduc tot la tine. Dar de ce să-l aduci tot la mine? Nu mai aduc tot la mine. Vreau să ajung sus. A făcut o poză lui Jeff. Lol. I-am făcut o poză, nu s-a aștepta la chestia asta. Dacă trec eu pe aici pe lângă. Da. Aveți că puteți să treciți pe lângă. Și nu vă face nimic. Ai riscat și te-ai dus pe lângă el? Da. Pisică, nu e bine. De ce? Cine ai zis asta? Păi și dacă te prinde, ce făceai? Nu mă prinde. Al alb e aici blocat. Noi să sperăm că nu își revine. Și ăla s-a blocat? Yes. Ce, mă, s-a blocat și ăla alb? Nu cred. Da. Ba da. What? Mai avem nevoie de două fuse-uri. Unde s-a blocat ăla? Nu știu. I aud muzicuța aici. Cred că e jos aici undeva. Uite, e sub noi blocat. Da, am văzut. A, uite-l, ia, uite-l. Vreau să ajung sus. I-am închis ușa la fraierică geamantan. Ia uite-l, ia! S-a deblocat, Remus, fugi! Mamă, deci ai scăpat, tu știi cum ai scăpat? Mamă. Era să mor la faza asta. Dar ce s-a deblocat? Remus, dacă îți dădea ăla cu cuțitul un piculeț mai într-o parte, erai mort. Da, am văzut, na. Vezi că nu prea ai cum unde să scăpăm aici. A, vine încoace, să știi. Dă-te de lângă ușă. Vino. Doamne ferește, fugi.
Bă, dar ne fugăresc ăștia, nu se joacă. Doamne, dar am zis că s-a blocat ca ăla și gata. Parcă da, vreau să găsim celelalte două fuse. E un piculeț diferit jocul ăsta față de Bacon sau până și față de ălalalt pe care l-am jucat, care semna cu Piggy și cu Bacon. În sensul că la ăsta trebuie, a zis, în primul nivel a trebuit să facem generatoare, iar aici trebuie să facem fuse-uri. E curios și o să fie în al treilea nivel, sincer. Adică da, ce o să trebuiască să faci, știi? Dar e mișto, da. îmi place, deci chiar îmi place. Doar că cu doi e cam nasol. Da, e mai greu. Că, na, vine unul după tine, unul stai să blochează într-o ușă, nici nu știu dacă e intenționată treaba. Că, culmea, s-a blocat ăla acolo, mă, frate. Ai mai găsit unul? A, da, ai mai găsit. Mai trebuie încă unul, nu? Da, încă unul, dar nu găsesc. Nu știu nicio pe unde ar trebui să fie. Și mă fugăresc ăștia toată harta. Uitați-vă și voi. Fugiți! Sunt camere goale și nu-i nimic. Da, posibil sau posibil să fie într-un loc unde nu te aștepți. Știi cum să te uiți să-ți dai seama unde e? Mm. Te uiți prin pereți și e un fel de lumină portocalie unde e. Ok. Înțelegi tu? Deci e un fel de lumină portocalie. A, s-a blocat ăla, uite-l, ia. S-a blocat, uite-l. Da, dar poate se deblochează. Păi se deblochează dacă... Aici? A, sau poate nu, că e între plantă și... Păi și noi cum mai ieșim, că poate se întoarce ăla. Nu se întoarce, uite că e aici, uite. A, da, ultimul fuse unde l-avem? Nu știu. Bună întrebare. Da. Chiar n-am nicio idee unde e. Oh, vezi că s-a deblocat. Fugi, fugi, fugi. A, uite că l-am găsit eu. Fugi. Unde era? A, mă, vine cu ce... Nu, aolo. A, vine, sunt într-o cameră și sunt cu el. No. A, e sus, e sus. Cum ajung stai la voi? Cum ajung la camera să pun fuse-ul? Nu știu. Păi stai să vedem unde ești. Sunt în camera aia cu DD. Aici și... nu e bine. A, cred că pe aici. Max, te văd, dreapta. Păi da, uite. Eu pe partea cealaltă trebuie să ajung. Nu. What? Bă, hai să ne grăbim. Max, unde ești? Acum vin, acum pun fuse-ul, deschide ușile. Hai. Aoleu, vine după mine. L-am pus. Hai. Ce vorbești? Uite. Partea asta. Vedeți că sunt mai multe ieșiri, cred. Două. Hai, că deschidem. Ok, deschid asta. Hai, deschideți voi că eu îl țin pe ăsta ocupat. Hai, Max. Hai. Hai că vin, încerc. Haide. Mă fugărește, eu ce să-i fac. Hai, de fugiți, spre noi. Fugiți. Hai. Că vine. Yes! Bine, am scăpat de ce. Bă, nene, cum a fost asta? Păi, mișto joculețul. Ce vreau eu acum este să mă joc și să-mi iau skin-ul ăla mișto. Ok? Haide. L-am pus, dăm start game, dar acum va trebui să votați voi să fie gen Jeff player. Să fie player. Ok. Dar problema e că nu știu dacă mă dă player, mă, ai faza. Păi vedem ce noroc ai. Nu știi dacă te dă pe tine, nu, că player sigur dă, dar nu știm pe care. Player dă. Sigur dă, dar nu știi pe cine dă. Da, de hai să vedem, încercăm. Adică și dacă m-ar da pe mine ar fi bine. Da, n-are importanță, oricum o să fie distractiv. Luați Night 1, Night 1. Ăsta mi s-a părut un piculeț mai... Da, simplu. Da, e mai ușoară. Ăla, bine că e diferit ăsta cu ăsta cu generatoare, ăla cu fuse-uri, oare ce-o veni în partea a treia? Cine știe? Player plus bot, player. Deci poți să ai și player și bot. Da. Să fie doi. Da, la player plus bot nu știm care-i care, știi? Și... Da, bine, dacă ai skin îți dai seama, bănuiesc, sau poți... Da. Da. Nu știu cum alege. Deci ăsta-i ca ținut de la primul nivel. Uh-huh. Deci, practic, Jeff ăsta era ținut undeva, într-un facility de ăsta, nu era lăsat să plece. Da. Și a scăpat dintr-o dată. Cred că era un fel de experiment, Jeff, știi? Ceva... Făceau experimente pe el, de-aia e și atât de mare. Ați văzut cât de mare e în comparație cu noi? Da, îți dai seama. Și că nu trebuia să aibă accesul să iasă. Dar ceva s-a întâmplat. Și... Oh, cred că sunt eu, cred. Eu da, sunt. Tu ești. Oh, wow. My God, dacă o să vedeți cum arăt. LLL. E mama lui Bacon asta. Serios? Ce? Deci ne jucăm cu tot neamul Bacon. Și zice că îmi dă invizibilitate? Sunt invizibil, pot să fiu invizibil. E clar. E clar.
Oh, my God, pot să fiu invizibil! E clar. De ce e diferit asta față de ce ați jucat până acum? E clar. Ok. Să fim vai de capul nostru. Păi eu nu pun cap pe ușă. A, gata. Păi, ce ai făcut? Ai mâncat? Mâncat mult, ce să fac? Păi nu vă văd, unde sunteți voi? Păi nu mai sunt, că ne-am făcut și noi invizibili. Da, da, aveți voi cum să vă fără. Ia, stai să verific dulapă. Aha. Și-l văd. Ce? Mă fac invizibil. Eram invizibil în dulap. Da, știți că eu acum sunt invizibil, s-ar putea să fiu pe lângă voi și nu știți. E, nu știu, da? Dar muzica aia nu cântă sau ce? Nu cred că mai cântă dacă eu sunt invizibil. Că practic și lumina mi s-a dus. E gata, am reapărut. Bă, e ciudat că nu vă văd, adică... Păi nici eu trebuie să ne vezi. Eu sunt pe server cu voi? Da! Da, ce ești? Nu v-am văzut nici măcar o secundă, e ciudat. Când tremură așa, imaginea să mai pe lângă noi. Avem, suntem cutremurați, Max. Da. Da? Uh-huh. E bine atunci. E de bine. A, generator făcut. S-a întâmplat ce ceva? Și asta. Ce a fost? Nimic. Aha! E clar. Fugi. Ah. Ce? Păi te văd ce vrei să faci. Bă, dar mi s-a dus invizibilitatea, nu mai am voie să o folosesc. Bă, gata. Remus. Bă, tu știi că eu sunt mai rapid decât tine? Da. Jeff-ul nu e mai rapid decât tine când vine pe tine, dar eu sunt. Adică dacă alergăm amândoi în linie dreaptă, te prind. Dar deci de cred că dacă te joci, dacă te joci cu player, e un pic overpower de Jeff. Da. Și cred că fiecare caracter are ceva nou. Gen, asta are invizibilitate. Da, poate. Pentru că fizica, fugi! Nu s-a făcut invizibil niciodată, vreau. Nu! Aaaa! Doamne, cât de urâtă e! Cum adică să zici așa ceva? Nu e urâtă. Este. Unde v-ați dus, mă? Yo! A, da? Ia uite, mă! Vezi că te feliez, ai grijă! Mai avem un singur generator de dat. Cum adică mai aveți un singur generator? Asta credeți voi? Fugi, 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 de la un kilometru, da! Băi, e destul de greu să controlezi caracterul în joc ăsta, sincer zic, deci abia intră pe ușă, nu știu de ce. Mă chinui să intre pe ușă. Bă, piese că stai acolo, că stai bine, ia minutul în coș. Dar de ce faci de astea? Dacă eram invizibil acum. Dacă, dar nu mai ești. Dacă eram. Ia uite mă ce fuge, mă. Uite-te și tu la ea ce fuge. Păi normal, dar nu vrei să stau. Fugi! A, da? Okay. A, da? Credeți voi că fugiți? Credeți voi că fugiți? E sigur? Sunt foarte sigur. Nu cred că ați deschis încă ușa. Doamne! Ia mai gândește-te. Mă mai gândesc. Aaaa, ați deschis ușa! Aaaa! Bă, nene, stați așa ca să vă povestesc. Nu încă cerem, dar de ce fugi? Păi de ce nu? A, nu, 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 yes, 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 yes. Bă! Remus, te prind. Am scăpat. Tu nu scapi. Tu nu scapi de mine. Aoleu. No, hai să te văd cum mai ești. Hai. El stă în ușă, mă. M-a prins! Credeam că poți să dau juc. L-am făcut, ferpeniță! Păi nu poți că nu e bot. Da, la bot poți să faci asta, da. Dacă vreți, hai să mai jucăm o dată și mai iau un skin. Ok. Dacă e. Hai. Dar da. faze că nu știu dacă mă mai dă pe mine. Dar oricum, hai să încercăm, hai. Să vedem. Și o să-l iau pe... Ia să-l iau pe ăsta. E cel mai scump skin din joc, dar nu știu dacă mă mai dă pe mine. Ia poate. La jocul ăsta nu ai de aia să-ți dea cum ar șansă. Veni...
da, șansă în plus sau ceva, nu îți dă. La ăsta ești nașpa. Tu cu șansa ta pe care ai. Adică nu știu, eu sunt surprins că m-a dat pe mine. Uh-huh. Din prima gen. Dar, tot oricum. Nu, no, doiul de data doi. Asta. Hai să vedem doiul dacă e. Și poate vă prind. Dacă eu chiar aș vrea să vă prind pe amândoi. Dacă e să mă dea. Doamne ajută să mă dea. Cam un skin mișto. Player. Era player? Da, player. Vreau să mă dea Bacon. Bine, tata lui Bacon sau mama lui Bacon sau unchiul lui Bacon, toată familia lui Bacon. Bă, dacă ați ajuns până aici și n-ați apăsat încă butonașul de like, vă rog să apăsați butonașul chiar în acest moment, să strângem și noi acolo like-urile. Da. Da, deci l-a prins aici, vedeți, l-a prins și zice să-l întrebe, să-l interogheze. Să-i dea numele, să nu știu ce, dar ce vorbești, mă, că ăsta nu-ți dă niciun nume. Ăsta vine și te feliază și papa, la revedere, nu mai e treabă. Pisica. No. Eu sunt, ce tare! Oh my god, e pisica, nu. Bă, și pe caracterul ăsta am invizibilitate, să știți. Am închis. Ce abilitate ai? Invizibilitate. A, înseamnă că toți au. E, a, vezi că te trezești cu pisica, că nu știi unde e, dar vezi că invizibilitatea o ai puțin, nu ai foarte mult. Adică să o folosești doar când ai nevoie, că ți se duce repede. Da, peste cam, acum una desfac freza, te-a feliat? E mai rapid! Fugi. Ce-o fac eu acum? Fugi rapid? Ce să fumă? Nu, frate! Te-a feliat? Da! O bune zici? Da! E după mine! Păi nu mai zic că te-a feliat dacă nu te-a feliat! Îmi dă target! Hai, vină încoace, fugi! Minciunește! Dacă eu fac fuse-uri! Ia uite! Eu fac fuse-uri și ea nu știe. Cine e ocupată? Cine e ocupată? Ce să țin, aaa? A, da? Dă-i fuse-ul, dă-i fuse-ul. Am pus fuse-ul. Capitan. Mă, 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 mă. E invizibilă, dar o văd. Ba nu o vezi. Da. Scrie 50% invizibil, deci practic e un transparent, da, ceva gen. Fira, dar se oprește când dă cu satârul. Normal, lol, cum mai vrea să mă omor și eu știu. Dar da, nu se pare normal. Ea mă omoară și eu habar n-am că mă omor. Mă trezesc pe aia că am murit. E Bluetooth. Hai de capul meu. Ia, uite-mă de în generator. Stai că nu știu pe unde să vin. Mă, frate, nu mai pot. Mă duc după Maxim Vineti. Gata. Lasă, nu mai veni. S-a plictisit, bă. Bă, Max. De ce da? Nu mai merge un pinitate? Băi, deci harta asta mă disperă. Eu nu știu să ajung la etajul. Unde vine? După mine nu vine. Adică nu o văd să fi venit. Adică pun fuse-ul. Uite acolo jos și vine după noi. Unde e, mă, după ba, un... Ba, nu e adevărat, minciunește. Am văzut asta. Mă, am văzut să iau... A, am văzut-o. A trecut pe lângă mine, nu m-a văzut. Bă, avem 6 fuse-uri. Mai sunt destul de multe. Mama, am intrat în cameră și nu m-a văzut! Wow, bă, dar eu nu găsesc fuse-uri, mă, frate, eu nu găsesc fuse-urile. Uite-i aici una la mine, dar nu te văd. Păi eu sunt jos, dar... Uite aici, sus era. Păi da, mă, dar nu știu cum să ajung, mă, frate, pe harta asta. Păi cum mă nu disperă? Că ai mai jucat odată? Păi eu am jucat, dar mă disperă că nu găsesc o scară, se duce într-o parte, o scară se duce în cealaltă, întortocheată. Corect, are dreptate aici, capitanul, cu șoară. Vezi că vine Max după tine. Bă, de ce să-i fac eu? Nu pot să e cred. Clar. Am crezut că îi fac juke, am zis că nu mă vede, că stau așa și snicărește. Eu sunt bot? Nu, și sunt am fugit. Om. Vreau să câștig, Max, pentru ce tine. Ce vorbești, mă? Remus. Ce vorbești, mă, că ce m-a rupt în două. Nici mă așteptam, am stat după un perete și când am dat să fug, mi-a dat cu cuțitul.
M-a cuțitat. Deci efectiv m-a cuțitat. Eu acum nu mai sunt. Nu mai sunt Jeffrey Mus, vino să facem fuse-urile alea. Da. Ce vorbești? Ce are? Mă, frate. Vino. Așa, bravo, bravo, așa. Remus, vino, că acum sunt player, normal. Știu. Da. Să sigur știi. Că da. Știi da, că sunt player. Player normal, eu acum, nu? Sunt player. Da, e player, ea. E nasol că ai rămas într-unul singur și acum... Cam greu. Nu, e ușor. Nu e greu. Câte fuse-uri mai ai, că nu-mi scrie? Mai am 3. Ah, ok. Multe. Ia uite ea, vede. Aha. Vezi pisica ce zic că e greu să intri pe ușă? Nu mai râde de mine. Remus copcilu. Obrazii. Chiar e greu să intri pe ușă cu caracterul ăsta când te joci ca Jeff. E foarte greu. Mai am două, le pun acum imediat și plec. Le-ai la tine pe toate? Campezi ieșirea. Azi două ieșiri ca să nu poți să campezi. Campezi ambele ieșiri. N-ai cum. Ea stă în ambele locuri același timp. Da, exact. Înțeleg, dar nu... Dar nu, tu nu înțeleg cum m-a prins pe mine, mă, frate, deci pe bune zic. Eu nu știu unde sunt celelalte. Să sunt la filmare, să mă uit pe videoclipul ei să văd, pentru că eu stăteam după un perete. Păi dai de eu n-am ochi. Păi dar n-am zis că am dat să fug, eu eram în fugere. Eu nu te-am văzut în fugere. Adică, cum m-a prins din fugere? Asta n-am înțeles. Uite-te, Max, acum să vezi cum vom câștiga. Ia să vedem, pro player Remus? Normal. Vezi că vine după un perete și bang, ți-a dat. N-are cum. Nu știu ce să zic, Remus. Cred că nici nu suntem pe aceeași hartă. Da? Nu? Deci că am separat? Da. Nu știu că spart server, nu? Crezi că face vreo animație. Da. Mi-a transpirat mâna un pic pe mouse, dar nu-i problemă. S-a cam transpirat cam... așa mâna. Ea iurea cam lumina asta roșie, că dacă nu aveam... Păi, dar altfel cum adică? Îți dai seama că nu te vedeam deloc. Ai viteză mai mare decât mine, ai toate beneficiile și na. Și dat e spectator, eu mă uit la Remus și el când se întoarce cu spatele și merge înainte. Gen merge cu spatele la mine pe ecran. Da. Nu știu exact cum se întâmplă chestia asta, dar... Unde se dispare copcilul Remus? Copcilul Remus. Deci pro player sau nu? Acum era în fața mea, că... acum nu mai e. Mă duc după colț, nu e. Eu zic că e pro player copcilul. Eu vreau să-l prind pe copcilul Remus. Copcilul Remus. Bă! Dar ce pot să zic eu despre copcilul Remus? Ha, decât este un profesionist. Hai că te laud degeaba, văc. E, da. Te cam laud degeaba. Se joacă du-te aici! Du-te la o ieșire. Du-te la ieșire. Ai, deci dacă mor și acolo la ieșire, iară nu mai... Du-te și pune-i acolo la manetă, dă-i de maneta aia. Du-te, dă-i de manetă, dă-i de manetă. Aoleu! O, da! Mamă, frate! Bă, erai aproape. Ce să zic? Bă, ai fost pro player că ai găsit toate alea. Eu totuși te aplaud, n-am ce să zic. Mulțumesc. Da, dar n-a avut nicio șansă în fața mea. Bun, și cam cu acest episod. Dacă v-a plăcut și mai vreți să mai facem episod din Roblox, nu uitați să apăsați butonul și de like și ne auzim data viitoare. Pa! Pa, pa! Pa!